suntem în capitolele 24, 25 și 26 din 1 Samuel. Iar titlul este A cui este răzbunarea? Pentru că vom vedea trei situații în care David are ocazia să se răzbune și nu o face. Dar înainte de a ne apropia de text, v-aș pune două întrebări la care vă invit să vă gândiți fiecare personal. Cine nu a suferit de-a lungul vieții nici o nedreptate? Niciodată. Cine n-a fost nedreptățit? Nu păreți vreunul entuziasmat și să ridicați repede mâna, să ziceți, eu n-am fost niciodată nedreptățit. Cred că toți am fost sau ne-am simțit măcar nedreptățiți la un moment dat. Dar aș mai adăuga la aceasta încă una, la care răspunsul s-ar putea să fie mai complicat. Câți dintre noi nu am nedreptățit niciodată pe nimeni? Absolut niciodată pe nimeni. Nu-i așa? Toți am fost nedreptățiți și toți am nedreptățit la rândul nostru măcar o dată pe cineva. Și cumva mai mereu ne regăsim în aceste două ipostaze, fie suntem victime, fie devenim agresori. Și nu știu să existe ceva care să provoace o furie mai mare decât sentimentul că ai fost nedreptățit. Iar furia devine și mai mare atunci când cel care te-a nedreptățit a făcut-o intenționat, în plus se află într-o poziție de autoritate și tu n-ai ce să-i faci, sau este un egal de-al tău, dar i-ai făcut un bine, în timp iar el ți-a întors cu rău. Aceste nedreptăți nasc în noi frustrare. Frustrarea dă în mânie, mânia dă în dorință de răzbunare, dorința de răzbunare dă în ură și în unele situații ajunge chiar la omor. Cu alte cuvinte, toată această frustrare, toată această dorință după dreptate poate da naștere unui lanț al răului care se înmulțește exponențial. Întrebarea este, poate fi el oprit? Îl putem opri? Pe de altă parte, am mai observat ceva, și anume că atunci când am comis o nedreptate, avem mereu tendința de a ne găsi circumstanțe atenuante, scuze de tot felul și argumente care să ne justifice comportamentul și care cumva să facă să pară nedreptatea comisă mai mică. De fapt, în adâncul sufletului nostru, noi știm că merităm să fim pedepsiți pentru nedreptatea făcută. Dar în ciuda acestui lucru, există acolo undeva în străfundurile inimii noastre ceva care tânjește după bunăvoință, după înțelegere, după iertare chiar. Ciudat lucru, nu-i așa? Ciudată ființă e omul. Când suntem nedreptățiți, așteptăm să primim ce merităm. Vrem să ni se facă dreptate și paguba suferită să fie restaurată. Dar atunci când comitem o nedreptate, am avea așteptarea să nu primim ce merităm, ci să ni se facă harul iertării. De aceea, în această dimineață, vă invit să medităm împreună la ceea ce trebuie să facem pentru a rupe acel lanț al înmulțirii răului de care vă vorbeam mai devreme și să vedem ce a făcut Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, pentru ca atât dreptatea, cât și iertarea să fie posibile. Și în esență, pentru a ne ajuta să biruim răul, Dumnezeu ne adresează astăzi trei îndemnuri. Nu te răzbuna. Iartă și tu și primește iertarea lui Dumnezeu. Încă din Deuteronom, Dumnezeu le spune israeliților în capitolul 32 cu versetul 35, a mea este răzbunarea. Cu alte cuvinte, voi nu aveți dreptul să vă răzbunați, să vă faceți singur dreptate. Eu sunt singurul îndreptățit să vă fac dreptate.
Iar capitolele 24, 25 și 26 din 1 Samuel, așa cum spuneam, ne oferă probabil trei dintre cele mai cunoscute relatări în care cineva, cuiva, îi se dă ocazia să se răzbune pe vrăjmașul său de moarte și totuși nu o face. În capitolul 24, David nu se răzbună pe Saul, deși are ocazia. În capitolul 25, David este gata să se răzbune pe Nabal, dar este înduplecat și nu o face. Iar în capitolul 26, David din nou are ocazia să se răzbune pe Saul, dar nu o face. Pentru că timpul nu ne permite să citim toate aceste trei capitole, vă invit să vă bucurați de ele citindu-le acasă. Voi face un rezumat. Așadar, în capitolul 24, vedem pe Saul pornind din nou în urmărirea lui David. Pare să fie ocupația lui principală între două războaie cu filistenii. Dar în loc ca Saul să-l prindă pe David, în mod surprinzător, lui David îi se oferă ocazia să-l omoare pe Saul. Toți cei din jurul lui David văd în această întâmplare mâna lui Dumnezeu care îl dă pe Saul pe mâna lui David. Dar David îl cruță pe Saul. Din câte înțeleg eu, printre rânduri, David a fost foarte tentat să se folosească de această oportunitate și să-l ucidă pe David. Și avea și motive. Era persecutat pe nedrept. Saul era împăratul lepădat, în timp ce Dumnezeu îl înusese pe David să fie împăratul lui Israel. Ce ocazie mai bună să ajungi pe tronul lui Israel? Și Dumnezeu ți-l oferea pe tavă. Deși pare să nu fi fost hotărât de la început să facă așa, David totuși refuză să-și facă singur dreptate. Apoi el poartă un dialog cu Saul și printre altele îi spune, în capitolul 24, începând cu versetul 9, de ce asculți tu de vorbele oamenilor care zic, David îți vrea răul? Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te dăduse astăzi în mâinile mele, în peșteră. Oamenii mei mă îndemnau să te omor, dar te-am cruțat și am zis, nu voi pune mâna, căci este unsul Domnului. Uite, părintele meu, uite colțul hainei tale în mâna mea, fiindcă ți-am tăiat colțul hainei și nu te-am ucis. Să știi și să vezi că în purtarea mea nu este nici răutate, nici răzvrătire și că n-am păcătuit împotriva ta. Totuși, tu îmi întinzi curse ca să-mi iei viața. Judece Domnul între mine și tine și Domnul să mă răzbune pe tine, dar eu nu voi pune mâna pe tine. Răul de la cei răi vine, zice vechea zicheală, de aceea eu nu voi pune mâna pe tine. Deși persecutat pe nedrept, David refuză să se răzbune singur pentru nedreptatea ce îi se făcea lui și familiei lui. El alege să aștepte ca Dumnezeu însuși să-i facă dreptate la timpul hotărât de el și să-l așeze pe tronul lui Israel. Dar lucrul acesta nu-l putea face dacă nu credea cu adevărat cuvintele lui Dumnezeu. A mea este răzbunarea. David credea că răzbunarea este doar a Domnului, că el este singurul în măsură să judece, să pedepsească și avea încredere că o va face la timpul pe care el îl va hotărâ ca potrivit. Dar pentru ca nu cumva să credem că David era un fel de Superman, urmează capitolul 25, în care David este nedreptățit din nou, dar de această dată de un egal al lui, am putea spune, căruia David îi face un bine. David și oamenii lui păzesc turmele unui om bogat, dar ticălos, numit Nabal. Cu ocazia tunderii oilor, care era un prilej de mare sărbătoare într-o societate bazată pe agricultură, David trimite soli pentru a-i cere acestuia să-i dea lui și oamenii lui ce-l lasă inima. Nabal nu doar că refuză, dar o face într-un mod arogant și disprețuitor. Iar nedreptatea făcută naște în inima lui David o furie care dă o poruncă simplă, încingeți-vă sabia. Și
el și 400 din oamenii lui pornesc hotărâți să se răzbune și să nimicească pe toți bărbații din casa lui Nabal. Abigail, soția acestuia, aude cele întâmplate, află de răspunsul răutăcios al soțului, anticipează pericolul și conștientizează că familia ei se află într-un mare pericol. Așa că, fără să piardă vremea, pregătește un dar pe care îl trimite înaintea ei și iese în întâmpinarea lui David. Iar când îl întâlnește, prin atitudinea smerită și prin argumentele pe care îi le aduce, îl determină pe David să renunțe la planul de a se răzbuna. Iată o parte din cuvintele ei. Capitolul 25, versetul 26. Acum, Domnul meu, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că Domnul te-a oprit să verși sânge și să te ajuți cu mâna ta. Vrăjmașii tăi, cei ce vor răul Domnului meu, să fie ca Nabal, adică nebuni. Primește darul acesta pe care îl aduce roaba ta Domnului meu și să se împartă oamenilor care merg după Domnul meu. Când va face Domnul, Domnului meu, tot binele pe care ți l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel, atunci, și ascultați cuvintele ei, nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuget și nici nu-l va durea inima că a vărsat sânge degeaba și că s-a răzbunat singur. De data aceasta, în fața nedreptății, David nu mai face ca cum a făcut în întâmplarea precedentă. Se umple de mânie și pornește pe drumul răzbunării. Dar, de data aceasta, Dumnezeu îl întâmpină și prin Abigail îl abate din drum. David are doar meritul de a fi ascultat cuvintele pe care Dumnezeu îi le spunea prin Abigail și de a se lăsa înduplecat de toate cele auzite. Iar Dumnezeu, într-adevăr, îi face dreptate lui David. Iar dacă vreți să aflați cum, va trebui să citiți mai departe capitolul 25. În capitolul 26, autorul ne spune că Saul a pornit din nou să-l caute pe David pentru a-l omorî. David află și împreună cu nepotul său Abishai, pătrund în timpul nopții până în mijlocul taberei lui Saul. Umilință mai mare pentru niște războinici, nici că există. Abishai îi șoptește în ureche lui David. Iată încă o ocazie în care Dumnezeu îl dă pe Saul în mâinile tale. Nu trebuie să faci nimic. Fac eu totul. De data aceasta David este mult mai hotărât decât data trecută și îl împiedică și oferă și numeroase explicații lui Abishai spunându-i câteva mișloace prin care Dumnezeu îl poate înlătura pe Saul din calea lui, dar David își reafirmă convingerea și hotărârea că el nu va pune mâna pe Saul, pe unsul Domnului. Iată ce îi spune spre finalul capitolului în dialogul pe care îl are cu Saul. Domnul va răsplăti fiecăruia după dreptatea lui și după credincioșia lui, căci Domnul te dăduse astăzi în mâinile mele și eu n-am vrut să pun mâna pe unsul Domnului. Și după cum azi viața ta a avut un mare preț înaintea mea, tot așa și viața mea va avea un mare preț înaintea Domnului. Este momentul în care David nu mai așteaptă absolut nimic de la Saul. Tot ce așteaptă el este de la Dumnezeu. Aceasta este ultima întâlnire dintre David și Saul. Așadar, într-o lume plină de nedreptăți care se alimentează și se justifică una prin cealaltă, Dumnezeu ne spune că acest proces al răspândirii răului poate fi oprit, iar primul pas este acesta: nu te răzbuna singur. Nu încerca să-ți faci singur dreptate. De ce? Pentru că inclusiv în societățile noastre, din punct de vedere legal, nu victima își face dreptate, ci judecătorul este cel care face dreptate. La fel este și din punct de vedere moral, nu cel ce suferă nedreptatea este îndreptățit să-și facă dreptate, ci judecătorul cel drept, Dumnezeu însuși, este cel care va face dreptate.
Cel care își face singur dreptate este, de fapt, un uzurpator al autorității judecătorești. Așa este în societatea umană și așa este în universul creat de Dumnezeu pe care El însuși îl stăpânește. El este singurul în măsură să judece și să facă dreptate. Într-adevăr, nevoia de dreptate este legitimă, dar împlinirea ei prin răzbunare este nelegitimă și este o faptă pe care o condamnă atât legile umane cât și legea morală a lui Dumnezeu. Dar cum pot să-mi stăpânesc, să-mi înfrânez această dorință de răzbunare? Amintindu-mi că în relația dintre mine, care sunt victimă, și cel care mi-a făcut de îndreptatea, mai este implicată o persoană, Dumnezeu însuși, iar El nu delegă nimănui dreptul de a judeca și de a face dreptate. El îmi poruncește să nu mă răzbun, pentru că El singur are dreptul să facă dreptate. Însă lucrul acesta nu îl pot face decât dacă într-adevăr mă încred cu adevărat în Cel care în Romani capitolul 12 cu versetul 19 ne adresează următoarele cuvinte. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămâni cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Deci, ce să fac pentru a nu mă lăsa biruit de rău? Primul pas este să nu mă răzbun singur, ci din contră să-mi pun încrederea că Dumnezeu, la vremea Lui, la timpul hotărât de El, îmi va face dreptate și dreptatea Lui e dreaptă. Doar că până aici am parcurs doar jumătate din drum. Pentru că Scriptura ne spune, nu-i așa, nu doar să nu ne lăsăm biruiți de rău, ci să trecem la ofensivă, să biruim răul făcând binele. Și Dumnezeu ne cheamă să parcurgem alături de El această a doua jumătate a drumului și ne adresează un al doilea îndemn. Nu te răzbuna, ci iartă-i pe cei care te-au nedreptățit. Și poate cel mai mult ne ajută dialogul pe care Domnul Iisus Hristos îl are cu Apostolul Petru în capitolul 18, începând cu versetul 21. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis, eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni, fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând, plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ și îl ruga, mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și i-a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa, încheie Domnul Iisus Hristos, vă va face și Tatăl meu cel Ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. A nu ne răzbuna este bine,
Pentru că în felul acesta nu vom contribui la înmulțirea răului, dar dacă vrem ca răul să dea înapoi, e nevoie să mai facem încă jumătate de drum, să oferim iertare. Da, nedreptatea și consecințele ei există, dar Dumnezeu ne cheamă să îi le dăm Lui în rugăciune și să ne încredem în El, pentru că Domnul Iisus Hristos a purtat și nedreptățile și rănile noastre, nu doar păcatele noastre, pe cruce. El știe mai bine decât noi când să-și arate dreptatea și când să-și arate dragostea. Haideți să ne amintim ceea ce am spus toți împreună când ne-am rugat rugăciunea Tatăl nostru. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Sunt cuvinte pe care noi tocmai le-am rostit. Iar Domnul Iisus Hristos întărește aceste lucruri spunând, adăugând imediat, mai jos, dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Deci, iartă-i pe cei care te-au nedreptățit, așa cum și tu ai fost iertat de Dumnezeu. Dar, va zice cineva, eu nu pot să iert. Și s-ar putea să fie măcar în parte adevărat. Dar adevărata întrebare nu este dacă putem să iertăm. Adevărata întrebare este dacă vrem să iertăm. Și aș întoarce această întrebare întrebându-mă pe mine și pe fiecare dintre dumneavoastră. Dacă am putea, am vrea să iertăm. Dumnezeu însuși a mers pe drumul acesta și El nu ne cere să iertăm mai înainte de a ne fi iertat El însuși pe noi, de a ne oferi măcar iertarea Lui. Așa cum am auzit, astăzi sărbătorim intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Însoțit de ucenici, înconjurat de mulțime, El, Fiul lui Dumnezeu, intră în cetatea regală, aclamat de popor. Cei ce mergeau înainte și cei ce veneau după Iisus strigau, Osana, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, binecuvântată este împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David, Osana în cerurile prea înalte, ne spune Evanghelistul Marcul în capitolul 11, începând cu versetul 9. Cei ce strigau aceste lucruri în vremea aceea erau sub ocupația Imperiului Roman. Așa că strigătul lor, în spatele strigătului lor, de fapt, era o adâncă dorință după dreptate, după eliberare. O dorință similară cumva cu cea a oamenilor din vremea lui Samuel, care i-au cerut un împărat. Să fie un împărat peste noi, ca să fim și noi ca toate neamurile. Împăratul nostru ne va judeca, ne va face dreptate. Va merge în fruntea noastră și ne va cârmui în războaiele noastre. Poporul își dorea un împărat care să facă dreptate. Ei erau victimele asupririi romane și sperau să fie eliberați și națiunea lor să ajungă din nou la amploarea și prestigiul pe care le aveau în vremea lui David. Din vremea profetului Samuel, trecând prin timpurile Domnului Iisus Hristos și până în zilele noastre, poporul așteaptă de la cei aflați în poziții de autoritate să înfăptuiască dreptatea. Iar în situația de atunci și de acolo, cei care strigau Osana, mulți dintre ei erau în postura de victime ale asupririi. Dar, peste nicio săptămână, victimele nedreptății romane se transformă în agresori, în călăi, înfăptuind ei înșiși o nedreptate strigătoare la cer și cerând moartea celui pe care îl aclamaseră cu nicio săptămână în urmă, fără ca el să fi făcut ceva vrednic de moarte. Aceeași mulțime avea în curtea dregătorului roman următorul dialog. Pilat le-a vorbit din nou cu gând să dea drumul lui Iisus, dar ei au strigat, răstignește-l, răstignește-l. Pilat le-a zis pentru a treia oară, dar ce rău a făcut? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în el, așa că după ce voi pune să-l bate, îi voi da drumul. Dar ei strigau în gura mare și cereau de zor să fie răstignit. Și strigătele lor și ale preoților celor mai de seamă au biruit.
Pilat a hotărât să li se împlinească cererea. Le-a slobozit pe cel ce fusese aruncat în temniță pentru răscoală și omor. Și pe care îl cereau ei. Dar pe Iisus l-a dat în mâinile lor, ca să-și facă voia cu el. Spune evanghelistul Luca, capitolul 23, versetul 20-25. În ciuda nedreptății pe care o suferia, Fiul lui Dumnezeu refuză să se răzbune și îi spune războinicului Petru. În Matei 26, începând cu versetul 52, puneți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar nu doar că nu se răzbună, ci el face și următorul pas, rostind pe cruce următoarele cuvinte. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Aflat într-o situație cumplită, nedreptățit de toți, Domnul Iisus Hristos ne oferă exemplul său. El nu se răzbună, ci iartă. Doar așa poate fi oprit lanțul fără sfârșit al nedreptății și al răutății. El așteaptă ca Dumnezeu însuși să pronunțe sentința și aceasta vine în dimineața învierii. Oamenii l-au socotit vrednic de moarte și l-au executat, răstignindu-l. Însă instanța supremă a Universului, Dumnezeu însuși, redeschide cazul, îl rejudecă și întoarce sentința din vinovat în nevinovat, iar în dimineața învierii pune în aplicare verdictul, chemându-l la viață pe singurul său fiu. Iar după ce a înțeles toate aceste lucruri, Apostolul Petru, în întâia sa epistolă, capitolul 2, începând cu versetul 22, spune, când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Cu alte cuvinte, cea mai mare nedreptate a istoriei, moartea nevinovatului și singurului fiu, Dumnezeu o ia și o folosește pentru a răscumpăra toate celelalte nedreptăți și pentru a oferi iertarea celor care le făcuseră. Da, Dumnezeu face dreptate, iar dreptatea lui Dumnezeu este fără cusur. Și ea, într-adevăr, reclamă moartea celui nedrept, a celui păcătos, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos, Domnul nostru. Vă rog să-mi spuneți, dacă Dumnezeu ar aplica această lege în fiecare dimineață sau în fiecare seară, care dintre noi am fi astăzi vii? Moartea, ne spune acest verset, este o plată. Adică este ceea ce ar trebui să primim pe merit. În schimb, viața, viața veșnică, este un dar. Este ceva ce Dumnezeu ne dă în ciuda faptului că nu merităm. Este un har pe care ni se face. Iar dacă astăzi suntem vii, este pentru că Dumnezeu ne-a dat viață și în felul acesta El își arată bunătatea față de noi, oferindu-ne încă o dată ocazia de a primi iertarea Lui în locul pedepsei pe care o merităm. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume, va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. A ne pocăi înseamnă a recunoaște că noi înșine am fost cei care i-am nedreptățit pe alții și că fiecare nedreptate comisă este un păcat împotriva lui Dumnezeu. El, din cauza dreptății lui, este obligat să pedepsească păcatul. Dar el, în bunătatea lui, prin moartea prea iubitului său fiu, oferă tuturor celor care își recunosc păcatele, le mărturisesc și cred că el a murit în locul lor pentru ele, oferă iertarea pentru toate nedreptățile, pentru toate păcatele făcute. Mânia dreaptă a lui Dumnezeu a lovit în fiul său pentru ca eu, cel nedrept, cel păcătos, să pot fi iertat.
să pot să primesc viață veșnică. Aceasta e cea mai bună veste pe care o poate primi un om care a comis o nedreptate. Aceea că cineva și-a asumat consecințele faptelor lui și că a plătit prețul în locul lui. Și de aceea el poate fi iertat. Căci Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Dreptatea lui Dumnezeu nu poate să nu pedepsească păcatul. Dar dragostea lui Dumnezeu oferă iertare și viață celui păcătos care se pocăiește. În felul acesta Dumnezeu oprește spirala răului și ne cheamă și pe noi să trecem de partea lui și să primim iertarea lui Dumnezeu pentru că el a plătit prețul iertării noastre a fiecăruia pe cruce. Am început întrebându-vă dacă ați fost nedreptățiți vreodată. Și toți am fost nedreptățiți. Și dacă ne aflăm astăzi într-o astfel de postură a celui nedreptățit, Dumnezeu ne adresează o poruncă. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Nu te răzbuna înmulțind astfel răul, ci lasă-l pe Dumnezeu să judece și să facă dreptate. Dar aceasta e doar prima jumătate a drumului. El ne cheamă să mergem alături de El pe acest drum până la capăt, adresându-ne o a doua chemare. Iartă. Iartă și tu. Și putem merge pe acest drum până la capăt pentru că Domnul Iisus Hristos a purtat pe cruce rănile și durerile noastre. El, care are toată puterea în cer și pe pământ, a promis că va fi cu noi în fiecare zi, până la sfârșitul viacurilor. Dar de asemenea v-am mai întrebat dacă ați comis vreodată o nedreptate. Și dacă suntem sinceri cu noi înșine, trebuie să recunoaștem că de multe ori ne-am transformat din victime în agresori. Intenționat sau nu. Și am nedreptățit pe alții. Pentru cei care ne aflăm în această postură, Dumnezeu ne cheamă să primim iertarea Lui. Căci tocmai pentru noi, cei nedrepți, Domnul Iisus Hristos a suferit odată pentru totdeauna pentru păcate. El, cel neprihănit, pentru noi, cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. Iar în Romani, capitolul 2, începând cu versetul 21, Apostolul Pavel rezumă astfel această veste bună. Însă acum s-a arătat dreptatea lui Dumnezeu, despre care dau mărturie legea și profeții, și anume dreptatea lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos pentru toți cei ce cred. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și ei sunt îndreptățiți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Fiecare dintre noi, de-a lungul vieții, într-un moment sau altul, ne aflăm într-una dintre cele două posturi. Și de aceea, chemarea lui Dumnezeu este pentru fiecare dintre noi. Nu te răzbuna singur. Lasă-L pe Dumnezeu să judece și să facă dreptate și El o va face la vremea hotărâtă de El. Iartă-i pe cei care ne-au nedreptățit, așa cum și tu și eu am fost iertați. Și primește iertarea lui Dumnezeu, pentru că El a plătit prețul în locul nostru al fiecăruia. Astăzi este ocazie pentru fiecare dintre noi să decidem. Vrem să mergem pe drumul neascultării, al răzbunării și să înmulțim astfel răul? Sau vrem ca prin ascultarea noastră să reducem răul la tăcere, să-l facem să se retragă din lume, să-i punem limite făcând binele? Aceasta e decizia la care Hristos ne cheamă. Avem exemplul Lui și avem puterea Lui la dispoziție pentru a călca pe urmele Lui. Dumnezeu să ne ajute pe toți să mergem pe drumul iertării și nu al răzbunării. Și nu văd o mai bună pregătire pentru sărbătorile care ne așteaptă decât aceasta.
să alegem să mergem pe drumul iertării, pentru că nu e așa. El a murit pentru noi, pentru ca noi astăzi să nu mai trăim pentru noi înșine, ci pentru El. Pentru că am fost cumpărați cu un preț, sângele Lui, și nu mai suntem mai noștri.